Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la ediția 11-a a seriei de webinari organizate de Fundația Dacica. Astăzi povestim despre cetatea dacică de la Cugir. Invitatul nostru este domnul Aurel Rustuiu de la Institutul de Arheologie și Istorie a Artei din Cluj-Napoca, cugirean de origine și al cărui destin profesional se află cumva sub semnul acestei cetăți de la Cugir. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră și ți-ai făcut timp să vii, o invitație care așteaptă de ceva vreme, dar știm că ești mereu foarte ocupat. Ne bucurăm să te avem aici și așteptăm cu nerăbdare să ne povestești despre cetatea de la Cugir. Mulțumesc pentru introducere. Pandemia care tocmai a trecut ne-a adus multe lucruri rele, dar ne-a adus și o serie de experiențe noi, cum ar fi aceste întâlniri la distanță și posibilitatea de a comunica atunci când întâlnirile față în față sunt mai greu de organizat. Vreau să-i mulțumesc Aurei Pețan pentru această șansă de a vorbi la distanță cu cei care sunt interesați de problemele de istoria Cugirului, a Cugirului antic. Și vreau să încep prin a să vedem, da, sper că se vede. Da, se vede. Sper că se vede. Prin a face o mică introducere în peisajul care înconjoară cetatea Cugirului. Peisaj de legendă, un peisaj de poveste, dar în același timp un peisaj care pentru cei care au trecut prin acele locuri le evocă, în afară de geografia sud-vestului Ardealului, și ceva din ce înseamnă munții dacilor din această zonă. Ei, ziceam de peisajul care înconjoară această zonă, această vale a Cugirului, în care se află situată și cetatea. Cetatea Cugirului a constituit mereu un simbol al orașului. De oriunde te-ai apropiat de Cugir, de oriunde ai privi, chiar o cetate se înalță deasupra văii și domină împrejurimile până departe. Așa cum se vede și din aceste slide-uri, în stânga sus este o imagine din zona în care a fost descoperit tezaurul de la Sărăcsău, deci din de pe dreapta Mureșului până de-a lungul văii Cugirului, în spatele văii se înalță cetatea Cugirului, apoi este o imagine mai apropiată de cetate, în dreapta. În stânga jos te-ți vedea o imagine din perioada interbelică a cetății Cugirului, atunci când dealul nu era atât de împădurit ca și astăzi, și în sfârșit o imagine în dreapta jos cu modul în care arată în momentul de față cetatea Cugirului atunci când ne apropiem de ea pe urmele drumului antic. Augustin Berian, un intelectual al Cugirului de la începutul secolului 20, care a scris o monografie a Comunei pe vremea aceea, monografie care a fost publicată de curând de Centrul Cultural Cugir, remarca faptul că, dacă voim să înfiripăm un scurt istoric din trecutul Cugirului, singurul document care ne-a rămas din vechime este colina aproape conică situată în sud-vestul Comunei, colina care se cheamă și astăzi Cetatea. Tocmai de aceea, inițierea cercetărilor în acest important sit arheologic, care era clar, era vizibil încă de multă vreme, a fost doar o chestiune de timp. Au trecut 45 de ani de la prima campanie de săpături din cetatea dacică de la Cugir, săpături începute în 1977, și 32 de ani de la încetarea lor. Iată deci că investigațiile arheologice au devenit deja istorie, la fel ca cetatea însăși. Cu toate acestea, rezultatele cercetărilor au rămas în cea mai mare parte inedite, iar autorii lor au trecut prea repede în neființă. De aceea, primul pas pentru recuperarea informațiilor istorice referitoare la cetatea Cugirului
trebuia făcut prin publicarea documentelor de arhivă, jurnale de săpături, fotografii, desene ale secțiunilor și suprafețelor practicate timp de 15 campanii, adică între anii 1977 și 1991, perioada în care s-au desfășurat cercetările sistematice de la UGIR. Desigur că destinul cetății de la Cugir nu poate fi înțeles fără a desluși soarta arheologilor săi. Responsabilul științific al săpăturilor de la Cugir a fost Ion Horațiu Crișan, de la Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj. Din acest institut, în anul 1990, deci imediat după Revoluție, în primele luni, în ianuarie sau februarie, s-a desprins apoi Institutul de Arheologie și Istoria Artei de astăzi, institut la care Ion Horațiu Crișan a mai activat încă 3 sau 4 ani până la pensionarea sa. Ion Horațiu Crișan a făcut parte dintr-o generație de cercetători grupată în anii 50-60 în jurul lui Constantin Daicoviciu, iar o fotografie din 1964 ne înfățișează grupul de profesori, de cercetători, de arheologi, de numismați, care au fost grupați în jurul academicianului Constantin Daicoviciu și care au reprezentat școala arheologică clujană în anii aceia cu mult succes și cu multe realizări. În această fotografie am scris sus deasupra slide-ului numele personalităților care apare în această poză. Ion Horațiu Crișan este al treilea din stânga. Dintre toți aceștia, ultimul care a dispărut dintre noi a fost profesorul Dumitru Protase, membru de onoare al Academiei Române, al doilea din stânga, care a dispărut în urmă cu un an. Și prin el a dispărut o întreagă generație de arheologi, cercetători, numismați, savanți ai școlii arheologice clujene. Ion Horațiu Crișan, în 1977, când au început săpăturile, era la rândul său o personalitate consacrată. Cartea Burebista și epoca sa a avut parte de un succes răsunător în epocă, atât în rândul specialiștilor cât și al publicului, și a influențat decenii de rândul scrisului istoric despre daci. A fost și fost distins atunci, în 1977, după apariția celei de-a doua ediții, cu premiul Vasile Prvan al Academiei Române. Alături de Ion Horațiu Crișan s-a aflat Florin Medeleț. Florin Medeleț era arheolog la Muzeul Banatului din Timișoara, iar colaborarea sa cu Ion Horațiu Crișan a început încă în anii studenției, atunci când a participat la săpăturile din Munții Orăștiei și la săpăturile de la Pecica, lângă Arad. Iar apoi, ca profesionist, după ce a ajuns la muzeul din Muzeul Banatului, a fost cooptat în colectivul de cercetare al necropolei celtice de la Fântânele, dealul Dâmbu Popii. Prin urmare, prezența sa în colectivul de la Cugir a fost urmarea firească a acestei colaborări, iar în 1977, la 34 de ani, Florin Medeleț urca pentru prima dată dealul cetății. Foarte bun tehnician de săpătură, el a coordonat investigațiile propriu-zise. Modul în care au fost organizate săpăturile și documentarea lor, desene, planuri, profile, documentarea fotografică, recoltarea materialelor pe carouri, și așa mai departe, au fost exemplare pentru anii aceia, pentru arheologia anilor 70 și 80. De asemenea, redactarea jurnalului de șantier la sfârșitul fiecărei campanii, sub forma unor rapoarte preliminare, îi aparțin aproape în întregime. Chiar dacă în multe cazuri, informațiile au fost dictate unor scribi selectați ad hoc dintre tinerii aflați pe șantier. Timp de câțiva ani, chiar mie mi-a revenit bucuria de a scrie după dictare, o corvoadă aparent neplăcută, dar care pe mine m-a ajutat, scriind după dictare, legătură cu descoperirile din fiecare campanie, să înțeleg câte ceva din ceea ce făceam, elevi fiind acolo pe șantier. Al treilea membru al colectivului a fost Ion Andrițoiu. El a fost la Muzeul Lindeva. El a fost invitat
ceva mai târziu, de-abia în 1984, să facă parte din acest colectiv, pentru că între timp, până în 1984, se acumulase foarte multe complexe și o cantitate impresionantă de materiale arheologice care aparțineau culturii Wittenberg. De aceea era nevoie de un specialist pe această epocă, iar Ion Andrițoiu tocmai susținuse o teză de doctorat la Universitatea din Iași referitoare la epoca bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Prin urmare, era cel mai potrivit pentru a fi cooptat în acest colectiv. Iată deci că echipa de cercetare de la Cugir a fost foarte bine articulată, având în Ion Horațiu Crișanu un lider carismatic și cu o imagine proeminentă de savant consacrat în la epoca respectivă. Florin Medeleț era un excelent tehnician de săpătură și avea, în afară de asta, o viziune științifică globală, iar Andrițoiu era un foarte bun specialist în epoca bronzului și, în același timp, Ion Andrițoiu era și un om al locului, pentru că era născut în Vinerea și avea numeroase conexiuni și de rudenie și de prietenie cu oamenii din zonă. Pe lângă colectivul de cercetare de la Cugir, pe cetatea Cugirului s-au format și unii dintre cei mai cunoscuți arheologi din Transilvania și Banat din ziua de astăzi, care ocupă poziții importante în diferite muzee sau institute de specialitate. Nu o să enumăr acum, unii, dacă participă la această prezentare, se vor recunoaște în imagini și în fotografii. De asemenea, dealul cetății a fost urcat anual de mulți alți tineri care au îmbrățișat alte meserii. Cu toții au contribuit din plin la săpături și la atmosfera entuziastă din jurul lui Florin Medeleț, care rezida permanent pe cetate, într-un cort. Tinerii era supranumit boss de către timișorenii care participau și ei la săpături, o tabără de corturi închegată sus pe cetate. Se vede în imaginea de jos, cam din dreapta jos, cam care era aspectul și atmosfera acestei tabere de corturi în care rezidau timișorenii. De asemenea, numeroși cugireni au participat la aceste săpături, urcând fiecare dimineață să fie punctual la program și contribuind la rândul lor la bunul mers al lucrărilor. Prin urmare, șantierul arheologic de la Cugir a constituit o pepinieră atât pentru formarea unor generații de arheologi, cât și pentru modelarea unor caractere. Săpăturile de la Cugir au demonstrat clar faptul că dealul cetății nu a avut mereu aspectul pe care îl cunoaștem astăzi. Locuirile umane care s-au succedat în timp au lăsat urme și asupra morfologiei sale. În imaginele de pe acest slide, care sunt destul de recente, unele de anul acesta, altele de anul trecut, altele de din urmă cu câțiva ani, aveți ocazia, pentru cei care nu au ajuns încă să viziteze dealul cetății din Cugir, aveți ocazia să formați o impresie în legătură cu felul în care arată astăzi dealul cetății și platoul superior care a fost investigat și pe care sunt cele mai multe dintre complexele de locuire. Aici din nou o imagine cu cetatea așa cum arată astăzi. În dreapta, imaginea cu frunze ne prezintă una din terasele cu urme de locuire care se află sub platoul superior al dealului. La început, dealul se prezenta sub forma două mameloane de dimensiuni inegale legate între ele printr-o șapă, care le-am figurat cu o linie roșie într-o poziție aproximativă pentru a sugera modul în care arăta sau felul în care arăta dealul cetății înainte de amenajările și transformările survenite în urma intervențiilor din epoca fierului, din epoca dacică. În epoca bronzului, complexele de locuire au fost practicate pe vârfurile celor două
mameloane și pe pante, acestea fiind terasate pentru a se ridica locuințe de suprafață sau ușor adâncite. Apoi, după locuirea din epoca bronzului, o locuire care aparține culturii Wittenberg, faza a treia a culturii Wittenberg, pe la jumătatea secolului II a.C., dealul a fost ocupat din nou. Dacii care s-au așezat pe cetate, la fel ca oamenii epocii bronzului, și-au construit casele pe cele două mameloane și pe pante. De această dată, vârfurile au fost înconjurate de o fortificație compusă din val de pământ și cu palisadă și șanț. Liderii comunității, probabil familia fondatoare a cetății, au fost înmormântați într-o necropolă tumulară de incinerație situată pe panta de vest, acolo unde este fixată săgeata neagră în imaginea de sus, în imediat apropierea fortificației și a drumului de acces în cetate. Pe la jumătatea secolului I a.C. au avut loc ample lucrări de reamenajare a așezării și a dealului. Astfel, cele două mameloane au fost retezate prin excavare, rezultând platoul care poate fi văzut și astăzi. Pământul rezultat a fost utilizat la refacerea valului de pământ, precum și la terasarea pantelor dealului în zona exterioară fortificației. Prima terasă a fost la rândul ei mărginită de un zid din piatră de rum și gresie locală. Aceste amenajări de amploare ale cetății de la Cugir coincid cu lucrările realizate la scară mare în întreaga Dacie. Aceasta este vremea în care în munții Orăștiei încep să se construiască zidurile de tip grecesc, din piatră fasonată. Aceasta este vremea în care constatăm reamenajarea unor așezări dacice din zonele limitrofe, cum sunt cele din Clisura Dunării, de la Stenca Lupcovei și Divici, ori intervențiile din așezările dacice de la Sighișoara Wittenberg, pe Trnava Mare și Solozvino-Petisa, în Ucraina Transcarpatică. Prin urmare, în întreaga scară a întregii dacii se constată în această perioadă, pe la jumătatea secolului I ante, mari amenajări și refaceri ale unor așezări fortificate. Din punct de vedere al organizării spațiului de locuire din interiorul fortificației, datele sunt diferite de la un nivel de locuire la altul. Complexele din primul nivel dacic, locuințe, gropi, amenajări gospodărești, etc., sunt puține, ele fiind distruse cu prilejul nivelării dealului în cea de-a doua fază de locuire. Se păstrează anumite părți de locuințe și gropi, mai ales în porțiune, în șaua dintre cele două mameloane, care nu a fost afectată de lucrări într-o măsură atât de mare, și în subvalul de pământ din faza a doua, care a suprapus și o serie de complexe de locuire. Așa, după cum se vede și în acest slide, care aparține lui lui Adrian Căsălean, la fel ca și slide-ul următor. Aici, în această imagine, avem ocazia să vedem o șanțul din prima fază a fortificației, care este situat în partea de sud a dealului. De asemenea, felul cum arată, cum arăta în prima fază mamelonul dealului, partea superioară a dealului. Apoi, în faza a doua de locuire, au fost surprinse, cum era și firesc, cele mai multe dintre complexele de locuire din cetate. Ele se întind pe toată suprafața platoului superior, apoi pe terasele inferioare. Prima terasă, situată mai jos de platoul fortificat, cu val de pământ, a fost la rândul ei înconjurată cu zid de piatră, așa cum am amintit anterior. Iar acest zid avea probabil și un rol defensiv. Aici aveți într-o imagine felul cum arată valul de pământ, cum a fost secționat și cum arată și astăzi, valul de pământ din ultima fază. O imagine cu zidul de piatră care mărginește terasa inferioară. Modul cum arăta
cetatea, în cea din ultima fază, a fost cumva reconstituit la o formă ideală de un artist plastic local, Alexandru Radu, care a participat la, cu Girean și el, a participat la săpături și care mai târziu a făcut și o serie de reconstituiri atât ale cetății cât și ale altor elemente de locuire sau de inventar din cadrul găsit în timpul săpăturilor. Locuințele din ultima fază de locuire au formă quasi-rectangulare sau ovale în plan și au fost de regulă adâncite în stânca nativă a dealului. Uneori în locuințe, alteori în afara lor, au fost găsite cuptoare menajere. De asemenea, platoul este perforat de numeroase gropi de provizii, adevărat de frigidere antice, săpate la rândul lor în stânca nativă, friabilă și ușor de excavat. Aceasta este o locuință de pe platoul superior, care a fost dezvelită, surprinsă prima dată într-o secțiune de control de la începutul, din primele campanii, iar apoi, pe măsură ce au înaintat săpăturile, complexele descoperite în cadrul acestor secțiuni, din prime din 1977 și 1978, au fost după aceea dezvelite în întregime pentru a avea o imagine planimetrică mai completă asupra modului în care erau organizat habitatul interior. În documentația care s-a păstrat din timpul săpăturilor, există numeroase imagini ale acestor complexe din ultima fază, care au fost săpate cu multă atenție de către arheologii care au cercetat cetatea. Aici avem un alt exemplu al unor locuințe în care au fost descoperite cuptoare menajere, unele din aceste cuptoare menajere care erau în general folosite pentru pâine, probabil că erau utilizate de asemenea și pentru alte activități de bucătărie din cadrul așezării. Unele cuptoare au dimensiuni foarte mari, din cauza asta este de presupus că au și alte rosturi decât cele de obținere a pâinii. Într-unele din locuințe au fost găsite chiar și vase întregi. În general, inventarul ceramic este destul de fragmentar, ceea ce înseamnă că la sfârșitul perioadei de existență a cetății la Cugir, populația a fost mutată și s-au luat cu ei lucrurile care se puteau folosi, lucrurile de valoare. Din cauza asta, inventarul ceramic este foarte... Au rămas doar fragmentele, gunoaiele rămase în urma activităților gospodărești. Aici este un caz fericit în care avem o cană aproape întreagă. Printre construcțiile mai pretențioase se numără un turn cu fundația de piatră, sprijinit pe zidul terasei inferioare a platoului, care avea elevația de lemn și care a fost reconstituită de asemenea de un arhitect care a făcut o teză de masterat legată de modul de punere în valoare a cetății la Cugir, în valoare de valorificare turistică, ca să zic așa. În zona centrală a platoului superior a fost identificată și o clădire cu apsidă, poate cu rost de cult. Tot în zona centrală există o arie fără construcții. Au fost dezvelite doar câteva gropi care au un aspect diferit față de al gropilor de provizii obișnuite și anume conțin numeroase vase de care aparțin serviciului de masă, fapt care l-a făcut pe colegul Căsălean să presupună că ne aflăm în prezența unui spațiu public, un loc de adunare al membrilor comunității. De altfel, aceste imagini pe care le-am preluat de la colegul Căsălean fac obiectul unui studiu foarte interesant legat de spațiile publice din așezările dacice, studiu care va fi publicat în curând anul acesta.
Toate aceste informații pe care le-am prezentat până acum se regăsesc în documentația de arhivă păstrată în urma săpăturilor de la Cugir. Această documentație trebuia salvată și publicată pentru a se putea recupera astfel o cetate dacică investigată timp de un deceniu și jumătate și uitată prin arhive. Recent a văzut lumina tiparului primele două volume ale seriei monografice referitoare la cetatea Cugirului. Astfel că primul volum, pe care l-am editat împreună cu colegii Adrian Căsălean de la Muzeul din Deva și Andrei Georgescu de la Muzeul Banatului din Timișoara, prin această colaborare, fiind refăcute cumva, măcar la nivel simbolic, axa de colaborare Cluj-Timișoara-Deva, publicarea acestei arhive ne permite acum discutarea aspectelor complexe, diverse, legate de acest important sit arheologic rămas în uitare atâta timp. Și următorul volum se bazează tocmai pe valorificarea acestei arhive arheologice a săpăturilor la Cugir. Al doilea volum aparține lui Adrian Căsălean și se referă la habitatul și teritoriul cetății de la Cugir, adică la modul cum a fost organizată locuirea interioară, la conexiunile cetății cu hinterlandul rural din jur. Al treilea volum va fi consacrat necropolei. Deși aceasta este încă într-un stadiu incipient de realizare, câteva gânduri asupra aspectelor funerare pot fi însă exprimate de pe acum. Așa că o să încerc să prezint un pic mai pe larg problemele legate de descoperirile funerare din cetatea Cugirului. Cimitirul, compus din 4 morminte tumulare de incinerație, nu 5, cum s-a mai scris, nu 3, cum a mai apărut prin bibliografie, deci sunt 4 morminte tumulare, a fost descoperită în anul 1979. Unul dintre morminte, tumulul numărul 2, iese în evidență prin inventarul său bogat, fapt care l-a determinat pe Ion Horațiu Crișan să-l denumească prin ciar. Dincolo de terminologie, este cât se poate de clar că defunctul a fost un personaj de seamă atât în comunitatea sa, cât și la scară regională. Acest mormânt, la fel ca celelalte 3 din aceeași necropolă, se datează în intervalul cuprins între anii 150 și 50 a.C. Deci e contemporan cu prima așezare dacică de la Cugir. Descoperirea a făcut vâlvă în presa vremii, în 1979 și în 1980, cu atât mai mult cu cât anul 1980 a fost consacrat de către propaganda național-comunistă aniversării statului dac centralizat și independent al lui Burebista. Astăzi, la peste 4 decenii de la descoperirea mormântului, putem interpreta cu mai multă obiectivitate datele arheologice. În primul rând, trebuie remarcat că mormântul a fost scos la lumină prin cercetări sistematice și nu prin detectări, așa cum se întâmplă frecvent în ziua de astăzi. Tocmai de aceea a fost salvat o mare cantitate de informații care ne permit să reconstituim ritualurile practicate cu ocazia înmormântării șefului militar de la Cugir. Astfel s-a putut constata pe baza cercetării acestui important mormânt că mai întâi a fost săpată o platformă orizontală în panta dealului. Pe aceasta a fost construit un rug funerar din lemn de stejar și de fag. Pe rug a fost așezat un car ceremonial. În car, poate pe o blană de urs, s-a descoperit o gheară de urs, poate e vorba doar de o ofrandă, a fost așezat defunctul în vârstă de 40-45 de ani, împreună cu tot echipamentul său militar. Pe rug au mai fost așezați și 3 cai, 2 de tracțiune și 1 de călărie. După ardere, toate rămășițele au fost adunate la un loc în centrul platformei. Lângă rămășițele de la rug au fost depuse 3 vase utilizate la banchetul funerar, desfășurat probabil în apropiere. 2 vase de tip dacic, vas borcan, o fructieră și un vas de bronz italic, o situla de tip Eggers 22, dar aceste date tehnice contează mai puțin. Acum contează că
Acest vas de bronz italic documentează conexiunea distanță și ne oferă și o datare destul de clară a acestui mormânt, și anume acest vas italic a fost folosit cândva în la sfârșitul secolului II ante și în prima jumătate a secolului I antecristum. De asemenea, aș mai remarca fructiera. Fructiera este una dintre cele mai mari din Dacia din punct de vedere al diametrului, are peste 70 de centimetri diametru. Sigur că termenul acesta de fructieră este un termen modern, inventat de arheologii epocii moderne, dar era o strachină cu picior. În fapt, este un vas de mâncat, un vas de consum, și diametrul ei mare ne indică faptul că a fost folosit de mai multe persoane în același timp, deci un fel de masă în comun. În general, fructierele au diametre care sunt apropiate de cele ale farfuriilor din ziua de astăzi. Pentru că omului, cantitatea de hrană pe care o consumăm nu diferă foarte mult, biologic vorbit. Peste toate aceste, peste resturile rămase de la incinerare, peste această ofrandă de vase, a fost ridicat un tumul, o mobilă funerare din piatră și pământ, pe care o aveți aici în această imagine. La ridicarea mobilei funerare a participat o mare parte a comunității, dacă nu cumva întreaga comunitate a dacilor din cetatea de la Cugir, fiind necesar un mare volum de muncă. Acest fapt demonstrează încă o dată importanța socială pe care o avea defunctul și familia sa în cadrul comunității. Felul cum arată astăzi pe teren această manta a tumului și toți tumuli din necropolă, toți cei patru tumuli din necropolă, nu este impresionant pentru că mantaua tumului a alunecat la vale, fiind vorba de o pantă destul de accentuată. Însă în antichitate se estimează că înălțimea acestor tumuli ajungea undeva la 2-3 metri, deci erau foarte vizibili inclusiv din vale, din Valea Cugirului, din așezările deschise aflate în jurul cetății. Inventarul mormântului cuprinde o panoplie de arme standard pentru această perioadă, pentru mormintele de războinici din această perioadă. Această panoplie este formată dintr-o spadă lungă, un vârf de lance, un pumnal curb și un scut de lemn cu partea centrală din fier, un umbo. Aș mai preciza, în legătură cu imaginea pe care o vedeți în acest slide, faptul că spada, așa cum se vede astăzi, nu corespunde aspectului ei din momentul descoperirii. A fost îndoită ritual, ulterior la restaurare, un restaurator s-a gândit că e potrivit să o îndrepte. Dar spada a fost îndoită ritual, așa cum se întâmplă și în lumea celtică contemporană, dar și în anumite morminte din nord-vestul Balcanilor sau din zona Dunării sau, în sfârșit, din Oltenia. Deci un ritual care este răspândit pe spații largi în această perioadă. Morminte cu arme asemănătoare a mai fost descoperită pe o arie relativ largă, ce se întinde din nordul Bulgariei până în Oltenia și Transilvania. Recent, astfel de piese au fost identificate chiar și pe Tisa Superioară, în cetatea dacică de la Malaia Copania, în Ucraina Transcarpatică. Echipamentul militar era completat cu un coif și o cămașă de zale. Sigur, s-au păstrat fragmentar datorită arderii pe rug. Din coif se pot vedea obrăzarele, care sunt prezentate în această imagine și care ne permit totuși să ne dăm seama de punct de vedere al tipului, despre ce fel de coif este vorba. Astfel de piese de echipament defensiv, de echipament militar, sunt documentate mai rar în descoperirile funerare din regiunile pe care le-am menționat anterior. Fapt care indică încă o dată rangul înalt pe care l-avea personajul de la Cugir în comparație cu alți războinici ai vremii sale.
De pe rugul funerar au mai fost recuperate o serie de piese de argint, topite în mare parte datorită arderii intense. Ele au ornamentat costumul defunctului. Se mai pot recunoaște încă fragmente de fibule, butoni sau fragmente de falere. Dar ceea ce face ca mormântul de la Cugir să fie unic în ansamblul descoperirilor funerare din Dacia preromană este prezența în inventar a unui car ceremonial. În urma arderii pe rug au mai fost recuperate părțile metalice din fier și bronz, elemente suficiente pentru a permite reconstituirea lui. S-au păstrat astfel bucșele și mașoanele care fixau roțile pe osiile carului, precum și le zicem, anvelopele din bandă de fier ale roților, taifurile care protejau partea de lemn a roții. De asemenea, au fost recuperate cele patru cuie de ax din fier, piese care blocau roțile pe osii, împiedicând ieșirea lor spre exterior. În sfârșit, printre piesele carului se numără inelele de juc din bronz care direcționau hamurile cailor spre vizitiu. În dreapta imaginii puteți vedea și o reconstituire a modului în care erau fixate aceste elemente pe jugul cailor. În epoca respectivă, modul de harnașare a cailor și de cuplare a lor la căruță era totul diferit de cel din ziua de astăzi. Deci se foloseau juguri, la fel ca în cazul vitelor care erau folosite la tracțiune. Carul, așa cum este reconstituit în această imagine, nu corespunde în realitate modului cum arăta în realitate, pentru că în anii aceia Ion Horațiu Crișan a folosit ca analogii o carte a lui Ivan Venedicov referitoare la carele descoperite în Tracia, iar acele care aparținau epocii romane, iar romanii au avut alte tipuri de care. Dar pentru a găsi analogii funcționale, pentru a-și da seama de modul cum erau fixate aceste piese metalice pe în harnașament și pe cutia carului, s-a folosit acea lucrare și din cauza asta reconstituirile lui Ion Horațiu Crișan aduc mai degrabă spre forma de car romană. Dar vom vedea un pic mai încolo cum arăta de fapt carul de la Cugir și care era modelul acestor care. Cuiele de ax și inelele de jug sunt importante pentru reconstituirea tipului de car de care tocmai vorbeam. Care asemănătoare au mai fost descoperite în zona central și vest europeană, dar și în zona scordiscilor, populație celtică din jurul Belgradului, despre care știm din izvoarele literare antice că aveau strânse conexiuni cu dacii, uneori pașnice, alteori conflictuale. Aceste legături se pot observa și arheologic prin piese care sunt caracteristice zonei respective, zonei Belgradului, care apar și în Dacia, și invers, piese care sunt caracteristice spațiului nord-dunărean și care apar în asociere cu materiale arheologice specifice acelei zone din jurul Belgradului. Din cauza asta am și încercuit acea zonă ca fiind regiunea cea mai din care provine carul nostru la Cugir cu cea mai mare probabilitate. Tocmai datorită legăturilor dintre elitele celor două populații, războinicul de la Cugir se poate să fie ajuns în posesia unui astfel de vehicul. De altfel, un car asemănător celui de la Cugir a fost descoperit de curând în zona, pe Valea Savei, la Râdcovții, în apropiere de importantă așezare scordiscă de la cea de la Gomolava, care și-a fost cercetată timp de mulți ani și avem o imagine coerentă asupra așezării respective. Carul de la Cugir trebuie să fie arătat la fel ca cel din Serbia, de la Râdcovții, așa cum vedem în această reconstituire făcută de arheologii din Serbia. Printre piesele de harnașament descoperite în mormântul de la Cugir se află și trei zăbale. Două sunt pereche, deci au aceeași dimensiune, a treia este mai mică și
Asta l-a făcut pe Ion Horațiu Crișan să presupună că la care erau înrămați doi cai, iar un al treilea cal era un cal de călărie, cel cu zăbala de mai mici dimensiuni, un cal mai suplu, care era folosit pentru călărie și nu la tracțiune. Tocmai acest cal de călărie avea un harnașament mai deosebit față de ceilalți cai, în sensul că el era ornamentat cu o placă de aur modelată sub forma unui cap de animal stilizat. Astfel de piese sunt rare în descoperire. Un exemplar găsit în secolul al XIX-lea, numărul 1 din imaginea din stânga, astăzi dispărut, provine probabil dintr-un mormânt de la Vețel, de lângă Deva. Alte două piese au fost documentate în estul Ungariei, la Békéscsaba, care au fost și ele descoperite la sfârșitul secolului al XIX-lea, au fost vândute de un bijutier și au ajuns în Muzeul Național Maghiar, dar este foarte posibil, pentru că e vorba de piesa numărul 2 din stânga, este foarte posibil să aparțină tot spațiului sud-vest transilvan și să fie ajuns încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în urma traficului de antichități care se practica și atunci, în urma comerțului de antichități care se practica între colecționarii epocii respective. Ornamentul de aur de pe harnașament, la fel ca și prezența cailor în mormânt, ilustrează importanța acestor patrupede în ideologia războinică a dacilor din vremea regatului. Legătura strânsă între războinii și calul său, care formau simbolic o singură ființă, se întâlnește în secolele anterioare în reprezentările figurate din mormintele aristocrației populațiilor tracice din zona nord-balcanică și de la Dunărea de Jos, în secolele 5-4 a.C., apoi în reprezentările pe obiecte metalice din epoca regatului dac și se regăsește până târziu în bazmele din zona noastră, în care este vorba de feți frumoși și de cailor înaripați. Având în vedere această simbioză între războinic și calul său, putem să înțelegem mai bine și reprezentările de pe falerele de argint din tezaurul de la Lupu, piese de excepție aflate de asemenea în patrimoniul muzeului din Alba Iulia, la fel ca inventarele mormintelor de la Cugir. Așa au fost ele salvate, fiind păstrate la muzeul din Alba Iulia. Imaginile de pe falere exprimă vizual importanța socială și religioasă a războinicilor călare, vegheați și protejați de preotețe sau divinități feminine. Un alt aspect care trebuie discutat se referă la felul cum a fost organizat peisajul natural și antropic în vremea în care cetatea Cugerului domina regiunea. Un rol important îl are înțelegerea organizării spațiului atât pe orizontală cât și pe verticală. Pe orizontală, spațiul este organizat la multe comunități în funcție de dispunerea în plan a centrului puterii. În jurul acesteia gravitează și își desfășoară activitatea restul societății. Centrul în care este localizată puterea nu corespunde întotdeauna cu centrul topografic sau geografic al teritoriului unei comunități. Așa cum, spre exemplu, își imagina Platon cetatea ideală. Centrul puterii are un rol simbolic important și din punct de vedere al exprimării identității colective. Spre exemplu, în zilele noastre, astfel de funcții simbolice sunt îndeplinite de Casa Albă în Statele Unite sau de Kremlin în Federația Rusă. Rolul lor simbolic de centre ale puterii este exprimat și semantic, atunci când în buletinele de știri se afirmă Casa Albă a declarat că sau Kremlinul a decis că. Organizarea spațiului pe verticală oferă la rândul său informații importante cu privire la caracterul puterii. În societățile puternic ierarhizate se remarcă tendința exprimării inegalității și subordonării sociale prin organizarea peisajului pe verticală. Așa este cazul, spre exemplu, cu cetățile de piatră în societățile medievale sau cu zgârie norii din marile capitale financiare ale lumii de astăzi. Aceste construcții ies în evidență în peisajul general și exprimă, din punct de vedere vizual și simbolic, puterea economică și socială a unor grupuri restrânse. În societățile heterarhice, cum este cazul comunităților rurale din Europa epocii fierului sau al celor democratice moderne, competiția socială se manifestă pe tărâmul spațiului public, mai puțin evident în peisaj, dar fără îndoială gălăgios.
Pornind de la aceste principii generale, pentru orizontul Dacic, așezarea fortificată de la Cugir constituie un exemplu relevant al modului de organizare al spațiului. Elementele defensive, reprezentate de valuri de pământ și palisade, au fost ridicate în jurul unui platou antropic aflat în vârful dealului cetate, cu altitudine impresionantă față de restul zonelor înconjurătoare. Cetatea de la Cugir ridicându-se la 495 de metri altitudine. Prin poziția sa, dealul cetatei domină regiunile înconjurătoare, cum spuneam, și are o bună vizibilitate spre nord, asupra câmpiei fertile care se întinde până în lunca râului Mureș. Spre sud, peisajul este dominat de înălțimile munților Șurianu. Complexele de locuire s-au extins și pe terasele inferioare ale dealului, în afara incintei fortificate. În afară de habitatul de pe dealul cetate, cu ocazia unor cercetări de suprafață sau ca urmare a unor descoperiri întâmplătoare, au mai fost identificate urme de locuire atât la poalele dealului, cât și de-a lungul teraselor râului Cugir până în Valea Mureșului. În sfârșit, pe vârful Chiciura, de la 730 de metri altitudine, aflat la sud de dealul cetate, în imediat apropiere, se vede în vârful acestui deal în imaginea din dreapta jos, sunt atestate urme de locuire din aceeași perioadă, iar eu am participat, fiind elev, alături de Florin Medelez, la o perieghează pe acel deal, la o cercetare de suprafață și cu acea ocazie am făcut și câteva sondaje pentru a ne lămuri asupra caracterului vârfului respectiv și cu acea ocazie am descoperit și cioburi dacice și e foarte posibil să avem de-a face acolo cu o fortificație care barează accesul spre vârful Mamelonului. Sigur că cercetările vor trebui continuate acolo pentru că sau în anii aceia pe la începutul anilor 80 s-au redus doar la o cercetare sumară. Prin urmare, organizarea spațiului civil și al celui funerar din așezarea fortificată de la Cugir și a hinterlandului acesteia diferă substanțial față de modelul rural care a caracterizat orizontul celtic anterior epocii dacice. Organizarea pe orizontală a teritoriului civil, așa cum se vede din această imagine, iar jos aveți și o imagine a ariei de vizibilitate de pe cetatea Cugirului, ilustrează faptul că așezarea fortificată constituia un loc central, un central place, spre care gravitau așezările civile din apropiere, precum și cele aflate în hinterlandul agricol. Întregul efort economic este îndreptat spre aprovizionarea cetății și a stăpânilor ei. Dacă comparăm area de vizibilitate, care este în imaginea de jos, în medalionul de jos, cu modul de dispunere al așezărilor rurale, punctele albastre de pe această imagine, putem constata că ele se întind exact în această arie de vizibilitate a cetății. Sigur, această situație poate să fie întâmplătoare, dar în continuare va trebui verificat dacă și în ce măsură așezările rurale din hinterlandul cetății de la Cugir se întind și în alte zone decât cele care se află în area de vizibilitate. Oricum, modelul de la Cugir poate fi verificat și în cadrul altor cetăți contemporane, cum sunt cele de la Piatra Craivii, din Munții Apuseni sau cea de la Divici, unde situația este oarecum asemănătoare din punct de vedere al organizării peisajului. Prin urmare, s-ar putea să avem de-a face cu o regulă, cu un model care este caracteristic acestei perioade. Organizarea pe verticală are la rândul său implicații simbolice importante. Așezarea fortificată a avut rolul de reședință al elitelor comunității de la Cugir. Amplasarea ei pe o înălțime impozantă, având o vizibilitate largă asupra așezărilor din vecinătate și din teritoriul agricol întins pe Valea Cugirului până la Mureș, reflectă intenția acestei elite de a exprima poziția sa dominantă în raport cu restul supușilor de pe domeniul pe care îl controlau. În acest sens, fortificația propriu-zisă a avut
și rolul simbolic de a exprima vizual și de la distanță prestigiul social al acestor elite în raport cu membrii de rând ai aceleiași comunități sau în raport cu elitele altor comunități. La fel se întâmplă, spre exemplu, cu cetățile medievale, cu ziduri și turnuri de piatră impozante care se ridică pe înălțimi dominante și care indică și astăzi apartenența lor la o elită cavalerească ce a dominat cândva domeniile nobiliare europene. Prin urmare, organizarea spațiului civil și al celui funerar în așezarea la Cugir a avut un rol important atât practic, economic, și din punct de vedere al exprimării vizuale și simbolice a ierarhiilor sociale. Situația de la Cugir conturează un model de interpretare privind organizarea spațiului și a peisajului specific orizontului cronologic și cultural istoric dacic, care precede cucerirea romană. În concluzie, momentul de la Cugir reînvie ceva din spiritul războinicilor daci și ne permite astăzi să rememorăm un mic segment al istoriei atât de vaste și de complexe a Daciei preromane. Odată cu publicarea monografiilor referitoare la cetatea dacică de la Cugir, o serie de aspecte rămase în umbra timpului încep să fie desfășurate cu mai multă claritate. În același timp însă, aceste cărți deschid drumuri noi spre tărâmuri uitate, necunoscute ale trecutului, care așteaptă să fie străbătute de toți cei pasionați de tainele acestor locuri și de istoria regatului dac. Mulțumesc pentru atenție și vă invit la discuții dacă... Mulțumim foarte mult pentru prezentare.